Bună ziua, dragilor! Bine v-am regăsit la programul Șotron, inițiat de Teatrul Stella Popescu, împreună cu editura Corint Junior. Dacă până acum, în cadrul acestui program, am descoperit împreună mituri și legende din Olimp, iată că săptămâna aceasta am decis să vă las pe voi să continuați acea lectură minunată pentru a descoperi împreună o nouă carte din Universul Corint și am ales pentru voi cartea Gargantua și Pantagruel de François Rabelais. Așadar, deci, lucrurile s-au petrecut în tocmai cum vă spun, a treia zi a lunii lui Făurar, sau februarie, cum mi se mai spune. Tocmai se întâmplase ca Gargamela să se cam strice la stomac, din niște bârhaie de râncaci pe care le înfulecase cu prea multă poftă și cam pe nemestecate. Bârhaiele sunt mațe groase de râncaci. Râncaci li se zice boilor rugăniți, nutriți la iesle și în pășune de otavă. Pășunile de otavă sunt acelea ce se cosesc de două ori pe an. Grangusie, care, vă aduceți aminte, era mare mâncău, tăie l-a lăsat a secului în anul acela 67.014 boi de aceștia, cu gândul să-i pună la sare și să-i facă pastramă pentru la primăvară, ca să aibă, vezi, doamne, nițică sărătură, să-i deschidă pofta de mâncare și, mai ales, de băutură. Boi buni, grași, gustoși, de-ți lingeai degetele, dar păcatul mare e că să-l faci și pe dragul în patru, carnea tot nu poți să o ții multă vreme, că se strică. Ceea ce lui Grangusiei se păru culmea necuvinței. La urma urmei gândi el, mai bine mațe crăpate decât bucate stricate. Drept care se hotărâ să facă de petrecanie la tot sau domul acela de carne, își pofti în acest scop toți vecinii, orășenii, sătenii, toți băutori destoinici, strajnici meseni și vrednici jucători de popice. Și la această cinstită petrecere, Grangusie, ca om de omenie și ca gazdă ce se afla, chefuia cu foc și poruncea să meargă toate strună, străchinile să geamă de bucate, iar paharele să dea pe din afară de pline. Ce e drept, nu-i păcat, Gargamelei nevestesii, ținând seama că îi se apropia ceasul, îi zicea mereu căutând să o mai ție de la mâncare, ci nu te mai îndesa așa, femeie, că acum îți vine ceasul. Dar el zicea, el auzea. Cu toate mustrările, Gargamela mâncă 16 hârdaie, 2 butoiașe și vreo 6 coșgocea mitea oale pline cu cărnăraie. Vă închipuiți ce era în burta ei. Iar mesenilor nu le mai tăcea gura. N-aveau ei din fire limba prea înodată și le-o mai dezlegase și bunătatea de vin pe care gâl-gâl îl turnau necontenit pe cel gât. Căci era o călăreală pe conclondire, o alergătură pe șunci, o zburătăceală pe cofăiele și un clinche de plăști, iar pe ei doar ce-i auzeai, trage-i, bea-o, toarnă-mi, botează-l cu apă, mai omenește-mă cu un pahar. Ce-o fi fost mai întâi, vinul ori setea? Și câte și-or mai fi spus că cine le mai știe nu le spune. În timp ce se chefăluiau ei așa, pe Gargamela numai ce o apucă niște dureri pe la mijloc și pe la pântece. Grangusie, când o auzi cum se vaietă, sări numai decât și merse de-o îmbărbătă. Îi spuse și el ce se pricepu și ce se spune de obicei în asemenea împrejurări. Ai curaj, durerile trec și pe urmă mai mare, dragul, de ce mândrețe de copil o să ai, că din necazul ăsta de scurtă durată nici aducerea în minte nu o să mai rămâie măcar. Gargamela mai țipă ce mai țipă, îl mai ocărâ pe Grangusie că numai el era de vină de toată patima ei, iar până la urmă născu și ea, ce drept, nu ca toate femeile, căci copilul își făcu intrarea în lume pe urechea stângă a mămăsii. Dar cum necum, născu. Tare mă tem că nu prea credeți ce vă spun eu despre această născare. Nu vreți să credeți? Eu n-am ce vă face. Oricum să știți, un om cum se cade, un ins cum se cade, crede întotdeauna ce îi se spune și mai ales ce e scris în cărți. Popii de la Sorbona nu spune oare că temeiul tuturor lucrurilor de necrezut e tocmai credința? Și adică dacă asta a fost voia Domnului, mai cu te îți avândoi, păi dacă ar vrea el, femeile ar face de aici înainte copiii pe ureche. Bacchus nu s-a întrupat din coapsa lui Jupiter? Sfarmă piatră nu se născut din călcâiul măsii? Papă muscă din cipicul doicii? Și așa mai departe. Și încă ce v-ați mai mirat dacă v-aș vorbi de toate nașterile ciudate câte au fost pe lume. Dacă nu mă credeți, n-aveți decât să-l citiți pe plin. Dar poate că voi, bănuitori cum sunteți, nu o să credeți nici ce am să vă spun despre minunatul prunc. Căci acesta, de cum ieși la lumină, nu țipa ca alți copii. Ua, ua, ua! Ci zbieră cât îl ținură băierile. Bea, aș bea, bea, abia! Parcă ar fi poftit pe toată lumea să se îndemne la un păhărel. Și atât de tare strigă încât se auzi în tot ținutul de la buți, la băuți și până la bibăuți. Cu mătru Grangusie,
Bând și petrecând duse cu ceilalți, auzi chiotul fioros ce-l slobozi feciorul său. Bea, bea! Și zise, că mare-ți mai e bere gata. Ești mare, gâlgantu, a? Vorbe care, îmbinate în anume fel în limba lor de baștină, făcură să-i se spună copilului numele Gargantua, ceea ce plăcu și fu încuvințat și de prunc și de mama sa, iar lui, pentru a-l împăca, îi dă dură să gâlgâie o dușcă bună. Mă opresc cu lectura aici pentru această seară, sper că v-a plăcut și abia aștept să ne reîntâlnim săptămâna viitoare la Șotron. Până atunci, vă pup!